Duța meu, Ștefa Vlad. Tu bine? Am o întrebare pentru tine. Care a fost cea mai tare amintire a ta din liceu? În cămin. Ai mușcă. În cămin? Toate prostele care le-am făcut în cămin. Tu știi mai bine că ai stat și tu cu mine în cămin. Da, știu. Domnul preot. Așa. Doamne ajută. Care a fost cea mai tare amintire a ta din liceu? Când ne plimbam cu imprimanta prin clasă. De-a spart-o. Petronela, Țimoc. Bine, nu jura. Când ne-a spart geamul la clasă și niciunul nu a încercat să comenteze, să judecă la dimineață. Bă, e partea a doua. La Luca, pentru tine, inima mea, sufletul nostru, care a fost cea mai tare amintire a ta din liceu? Ia, mă bați, nu mă bați, mă lovești? Ora de psihologie. Da, ok, când ai plâns. Ok. Ce ți-am făcut de ție? Ce m-ai făcut să plâng? O, acum o iau pe domnișoara Iulia. Da. Ce-am să te întreb și pe tine, cea mai frumoasă amintire din liceul ta? Bă, cred că când ne-am jucat volei și toată lumea se lovia cu mingea de volei, cred. Bine, când mi-am dat degetele peste cap. Da, când toată lumea s-a lovit, efectiv, și toată lumea plângea și a venit diriga și a văzut că am spart tastatura aia și mamă ce-o făcut. Ăla a fost tația. Sau când am ascuns spărtura din tablă. Nu noi. Da. Hai încoace. Cea mai frumoasă amintire a ta din liceu. Cea mai frumoasă. Inima mea. Sunt multe. Nu, da, mi-amintesc când am deschis boxa lui Dirincu cu cheia de la clasă. Ah. Și ne-am ascuns acolo cu Abel. Ce oră aveam atunci? Parcă nu știu, franceză. Cred că franceză sau aveam cu... aveam economie. Nu economie. O franceză. Bazele contabilității. Ah, da. Vai. A dormit Iulian de la o a dormit să la cea. Bine, am uitat o oră jumătate în dulap. Lavinia. Eu. Cât am chinuit eu în acești 4 ani? Cea 4 ani la rând și aparent încă continui. Cea mai frumoasă amintire a ta din liceu? Deci m-ați chinuit 4 ani, voi, 3 mușchetari, unde sunteți? El și mai eu, nu? El? Eu, nu. Și Vlad, cei 3 mușchetari, voi chinuit timp de 4 ani, din clasa nouă, de cum l-am cunoscut. Cea mai frumoasă cea din liceu? Da, da. Păi cum să zic? Când pleca la Mac de la ore. Mamă! Aici suntem mai mulți. Când a spart ceasul ăla și a zis că o pica singur, cu bătut vântul, cu mingea lui Lavinia. Care mingea mea de handbal? Da, da. Am spart nasa, am vrut niște unghii. Și încă mai am multe amintiri.